În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, cu duminica și praznicul împărătesc de astăzi a luat sfârșit sărbătoarea, sau dacă vreți, perioada postului mare. Deci astăzi la Florii Mântuitorul Iisus Hristos intră blând și smerit pe mânzul Asinei, în cetatea Ierusalimului, prin porțile care astăzi sunt zidite, numite și Poarta de Aur, pe care va ieși și va mai intra la obșteasca judecată. De ce v-am spus lucrul acesta? Ca să înțelegeți că praznicul împărătesc de astăzi vine să-L prezinte pe Mântuitorul Iisus Hristos în calitate de împărat al lui Israel, sau așa cum a avut scris pe tăbliță evreiește, latinește și judovește, în rei Iisus Hristos Nazarineanul, regele iudeilor. Ce ar trebui să înțelegem mai înainte de toate? Vom vedea că Mântuitorul, înainte de a intra în Ierusalim, cu o zi înainte, face o minune numită de obște. Și ce înseamnă pentru noi deopște? În vederea tuturor. Și așa cum cântă troparul, învierea cea deopște mai înainte văzând, deci noi trebuie să înțelegem că împăratul vieții, Iisus Hristos, a venit să se legitimeze și să se prezinte pentru ultima oară cetățenilor Ierusalimului: eu sunt adevărul, calea și viața. Adevărul a fost vorbit în 3 ani și jumătate de mesianitate publică. Calea a străbătut-o singură, arătându-ne că nu duce decât la Dumnezeu, iar viața este cel care a putut să dea viață celui mort de 4 zile. Și așa cum ați, cei care au fost ieri la biserică, s-au pomenit morții când au venit cu coliva și au ascultat Evanghelia, au văzut că Mântuitorul, venind în Betania, l-au întâmpinat 2 femei, două prietene propriu-zis, pentru că erau prieteni cu Iisus și Lazar și surorile lui. Aici evenimentele se precipită. Deci, astăzi chiar avem timp de povești, ca să spun așa. O să mă încadrez în așa fel încât nici să nu vă plictisesc, dar nici să scăpați fără o centralizare a unor lucruri. Mântuitorul vine în Betania și primul lucru care îl face este întâmpinat de 2 femei care plâng. Și știți ce înseamnă o femeie când se sclifosește ea așa de lacrimi? Și spune: dacă ai fi fost aici, fratele nostru nu ar fi murit. Și Mântuitorul a spus: dacă ți-am spus să crezi, de ce nu crezi? De ce nu vrei să crezi? Și în clipa următoare, din nou se adresează către Mântuitorul cu același cuvânt și cealaltă soră, Marta: Doamne, este mort, dacă ai fi fost aici, Lazar n-ar fi murit. Și Mântuitorul iarăși spune: nu v-am spus că totul se rezolvă prin credință? Deci, de 2 ori folosește același termen: trebuie să crezi ca să poți învia. Și în clipa în care se apropie de locul, ca să știți ce înseamnă mormânt în termenul de mormânt în Israel, o groapă săpată în petroaie, colespe de mare care se pune deasupra mormântului sau o altă bucată mare de piatră. Mortul îmbrăcat în niște fâșii de pânză de in și se toarnă aromate, nardul ăsta care noi ne dăm și ni se pare că mirosim frumos, el de fapt este un balsam, ca în căldura zonei Ierusalimului, mortul când intrând în putrefacție sau dând muștele, să spun, de el, ar stârni un miros și o hoităreală de n-ar mai putea sta nimeni, și atunci se toarnă aceste aromate și carnea se usucă sau se descompune sau mortul moare lent într-un miros din ăsta așa, neutru, ca un fel de reacție. Deci, propriu-zis, mai mult este un balsam de a ucide acel miros puturos de carne putredă. Poate ați fost la vreun mort care miroase așa și îți întoarce nasul pe dos. El e mirosul de iad, e gustul păcatelor. În momentul în care l-au învelit în fâșiile respective și l-au băgat și au prăvălit lespedea, Hristos a întrebat: unde l-ați îngropat? Păi este aici. Și atunci, vrând să facă minunea,
Femeile s-au spăimântat, surorile, și au spus, da, dar e mor de 4 zile, deja miroase. Lazare, vino afară. Aici este taina tainelor. Aici este minunea minunilor. La Ezechiel, în Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament, există o explicație. E un text frumos despre înviere în care spune: și am văzut un câmp plin de oase, peste care s-a învelit din pământ carne, și apoi s-a pus vine, și apoi au prins viață, și au început să se ridice din pământ oameni. Ei, această prorocie era prorocia învierii și a vieții de obște la trâmbița Arhanghelului și la glasul dreptului judecător când va fi judecata. Deci cum vom învia noi toți din țărâna pământului. Ei, la fel și acest trup descompus, întorcându-se sufletul în el, Dumnezeu i-a dat această putere acestui suflet ca prin intrarea în trupul pe care l-a părăsit, el să se reîntoarcă înapoi în starea la care a fost. Adică să dispară stricăciunea și să apară nestricăciunea. Deci asta e taina. Deci aici e măreția învierii lui Lazar. Nu faptul că a înviat, că el oricum a murit a doua oară. Lazar a fost episcop în Cipru, Maica Domnului a stat o vreme în preajma lui, se spune din tradiție că după ce a înviat a mâncat numai dulce, pentru că atât de amar a fost iadul înainte de învierea lui Hristos, încât i-a amărât toate mădularele. De aceea se spune că moartea e ceva amar, și mai e și cântarea tradițională când îți dă paharul morții, sufletul se spăimântă de trup și pleacă tocmai pentru amărăciunea aceea. Depinde. Unii sfinți au simțit moartea ca pe o eliberare. Unii oameni au simțit moartea ca pe o spaimă. Unii oameni au privit moartea drept un calvar. Dar le-am spus astăzi întâmplător, era o bunicuță de 100 de ani, l-am împărtășit și am zis, închipuiți-vă ce ar fi pământul cu toți bolnavii, cu toți muribunzii, cu toți canceroșii, cu toți leproșii, cu toți chinuiții, dacă ei ar trăi pe pământ veșnic și noi ar trebui să îi îngrijim. Ar fi o mare grădină zoologică umană, cu tot felul de caricaturi, care de care mai schimonosite, iar noi ar trebui să ne suportăm unii pe alții. Nu ne suportăm când suntem întregi, dar păi când mai suntem neputincioși, cât de urât facem. Și atunci, aici reiese taina învierii lui Hristos, taina aceasta a învierii lui Lazar. Nu faptul că l-a înviat. Era firesc ce la fiul văduvei dinainte, ce mare efort a depus. Dacă era Dumnezeu, a pus mâna pe sicriu și i-a spus, zic ție, scoală-te. Și ăla s-a sculat și a început să vorbească. S-a dus la fiica lui Iair, a intrat în casă. Dacă vă aduceți aminte, au fost 3 conversații, una după alta. Prima dată i-a spus, fiica noastră este bolnavă. A doua oară a spus, nu mai veni învățătorile, că a murit. Mântuitorul a spus, nu a murit, doarme. Ei au început să râdă și să cânte din flaut, un fel de doine de jale, care se cântă în legea iudaică. Mântuitorul, văzându-i mârlani, ca să folosesc un termen propriu nouă, care să ne-l înțelegem și să ne-l asumăm când nu credem în Dumnezeu, a spus așa, ieșiți toți afară. De ce le-a spus să iasă afară? Nu erau capabili să vadă o minune de înviere atâta timp cât se îndoiau. Deci pur și simplu. Și aici Mântuitorul și-a dat seama că a greșit. Și-a dat seama că a greșit, că făcând singur minunea, ei ce spuneau? O fi un duh, o fi o șmecherie, o fi o vrăjitorie ceva. Și atunci Mântuitorul a spus, aduceți-i să mănânce și să bea. De ce? Ca să se vadă că Duhul nu mănâncă și nu bea. Și atunci și-au dat seama că învierea respectivă a fost o înviere adevărată. Adică a fost un act de demnitate dumnezească. Când a venit vremea la fiul văduvei dinainte, ce a făcut? În mijlocul cortegiului, când îl duceau să-l îngroape. Ați văzut la o mormântare cum se duc prieteni, rude și însoțesc, cu flori, cu coroane, cu, mă rog, în Ierusalim nu cred că e chiar așa, dar oricum se duc prietenii și însoțesc pe cel mort până la locul gropii. Nu intră în cimitir că se spurcă, vă spun eu, că așa e tipicul la ei, n-ai voie să atingi mortul, că ești necurat până seara. Dar Mântuitorul s-a gândit, trebuie să facem și o minune la vedere, dar a făcut-o în chip ascuns prin cuvânt. Deci, repet, prin cuvânt. Și a început fiul văduvei să vorbească. De ce a început să vorbească? Mai nou am aflat acum, mergând
și luând contactul cu Ierusalimul, că era un tipic. La 12 ani, tinerii, copiii de evrei, au dreptul să citească versete din Tora. Iar după 20 de ani, dacă sunt luminați la minte și sunt studioși, până la 30 de ani, că n-ai voie să devii rabin mai repede, poți să-ți dai și cu părerea punând întrebări din cele ce citești în Tora. Și de ce avea dreptul tânărul să vorbească? Tânărul avea dreptul să vorbească al văduvei dinainte, pentru că era deja la vârsta la care putea să pună întrebări, dar el tocmai că nu punea întrebări, povestea ce văzuse dincolo de moarte. Și a fost o mare minune a vremii de atunci, că spune, văzând Mântuitorul pe singura văduvă nemângâiată, pe unicul ei fiu și așa mai departe, Evanghelia. Aici, la Lazar, de două ori a spus Mântuitorul, Lazar n-a murit, ci doarme. Și ucenicii credeau că vorbește în pilde, sau că gândeau că vorbește despre vreun somn adânc. Ce termen avea somn adânc în Vechiul Testament? Adică o fi într-o comă. Dar când au ajuns în Betania și au dat seama că acesta e mort de 4 zile, iar cei care au lipit groapa cu clei din ăla de pământ făcut anume de sigilat piatra să nu iasă mirosul după ce l-au aromat, au și spus și miroase. Adică e clar că începuse să pătrundă putrefacția. Taina că Hristos l-a înviat pe acest Lazar n-a fost învierea în sine. Repet, era foarte ușor ca Dumnezeu să o facă. Ci faptul că a cerut de două ori același act. Dacă vei crede, va învia și va fi viu. Deci odată, deci prin credință. Și doi, același lucru pe care îl repetă Mântuitorul. Deci minunea se face în fața mulțimilor și cât mai mulți au început să creadă în trânsul și s-a dus vestea pretutindenea. Dar ce s-a întâmplat când s-a dus vestea pretutindenea? S-a întâmplat un alt lucru, s-a stârnit ura, răutatea, mândria și invidia iudeilor. Și s-au dus la arhiereilor, la Ana și Caiafa. Și au spus, o să vină romanii, o să ne ia țara, o să ne ia poporul, ăsta face minuni, merg toți după dânsul. Ar trebui și Lazar omorât, pentru că din cauza că Lazar este viu, ăștia se întorc toți ca nebunii și se duc după acest învățător, iar el ar trebui ucis ca să scăpăm de el și să ne salvăm neamul. Și arhiereul a spus marea prorocie, care de fapt este esența creștinismului nostru. Mai bine să piară un om decât tot neamul. Și s-a hotărât ce? S-a hotărât prinderea lui Iisus. O să vedeți în săptămâna patimilor. Nu intrăm în subiectele care ne depășesc. Un alt lucru important. Intrarea în Ierusalim. Acest praznic împărătesc de astăzi. Dacă v-ați uitat atent, sau v-ați uitat atenți, că sunt și de un fel și de altul, ați văzut că în timpul postului este o sărbătoare a Maicii Domnului. Adică Buna Vestire. Dar dacă v-ați uitat și în postul Sfintei Marii, este o sărbătoare a Mântuitorului, schimbarea la față. De ce oare s-a rânduit ca în postul Maicii Domnului să fie o sărbătoare a lui Hristos și în postul lui Hristos o sărbătoare a Maicii Domnului? Să se facă legătura veșnică și fiască a lui Iisus Hristos în cer din Tatăl și pe pământ din Mamă Suvremă. Să se facă legătura duhovnicească și contemplativă între mamă și fiu, mamă sfântă și fiu sfânt, mamă înaltă și fiu înalt. Și aici ce vom vedea? Vom vedea 3 lucruri. Îngerul, deși știa taina întrupării, dar nu știa cum, știa taina întrupării, că el a venit să o vestească, dar nu știa cum, a avut ocazia ce să vadă. Cel mai interesant tablou care s-a întâlnit vreodată pe pământ. Adică, Dumnezeu deșertat într-o femeie. Într-un trup de femeie, într-un pântece de femeie. Dar în ce sens? Aici vreau să vă fac explicat, să vă vină ușor, ca să vedeți ce rol are acum mama lângă fiul, aici, la Florii. 1. Când Fecioara Maria l-a născut, a folosit termenul fie mie după cuvântul tău. După cuvântul tău, dacă cuvântul vrea să stea în mine, fie lui cum vrea, adică să vie. Acest fie
al Maicii Domnului este renașterea din nou a lumii, așa cum a fost la facere când Dumnezeu, timp de 7 zile, a repetat în fiecare zi, prin cuvânt, aceeași vorbă. Să fie pământ, să se despartă de apă, să fie cer, să fie stele, să fie luminători noaptea și ziua, să fie pomi, să fie iarbă, să fie dobitoace, să fie păsări, să fie pești, să fie om, să-l facem. Deci toate le-a făcut numai cu cuvântul. Acum trebuia restaurată lumea, dar numai cu cuvântul. Și cuvântul, ca să-și păstreze calitatea fiască, că el este fiu din veci și până suvrem, vine și se așează mamă. Ce rol avea această mamă? Un rol fundamental. 1. Era mama umanității, ca biserică vie, deci Maica Domnului, de-aia o privim noi în icoană, chiar mi-a plăcut odată de o persoană, nu are importanță cum o cheamă, și a zis, dar mi se pare o blasfemie, zice, cum adică să mă rog mai mult la Maica Domnului decât la Mântuitorul? Zic, dar e același lucru, că îl ține în brațe, zic, oricum te aud amândoi când te rogi. Nu, eu mă rog mai mult la Mântuitorul, nu la Maica Domnului. Sau altcineva a spus, nu, dar eu mă rog la Maica Domnului, n-am curajul să mă rog la Mântuitorul. E una și aceeași. Ori te adresezi stăpânului, ori te adresezi Maicii Stăpânului, împlinești cele două cuvinte de la Luca, capitolul 1. De acum mă vor ferici toate neamurile, iar Elisabeta, când s-a umplut de Duh Sfânt și Fiul Susălta în pântece, Ioan Botezătorul, un fel de văr de-al doilea lui Hristos, pentru că erau neamuri pe speță, ce spune Elisabeta? Cum este una ca aceasta să vină la mine Maica Domnului meu? Deci iată ce frumos o numește Maica Domnului meu. Maica Domnului. Și mai mult decât atât, și mi-a făcut mie mărire cel puternic. Ce fel de mărire? Vă spun în ce constă mărirea ca să înțelegem florile. Am timp, m-am uitat pe ceas și ne încadrăm. 1. Eva, când a trebuit să mulțească neamul omenesc în chip incoruptibil și îngeresc, ar fi trebuit cu Adam să nască fiii prin cuvânt. Ea n-a mai fost în măsura aceea. A trebuit să-i nască trupește. Și atunci, de-a lungul vremii, de-a lungul Vechiului Testament, această groapă neagră, străbătută în 5108 ani de suferință, trebuia străbătută de o rază de lumină. Și raza de lumină era tica de mică. Și tu, femeie, vei zdrobi capul șarpelui. Pentru că sub zdrobirea capului șarpelui era esența răutății, dar el îți va păzi călcâiul. Adică în orice clipă dracul va prinde neamul omenesc să-l corupă și să-l distrugă. Și de ce ne-a suportat pe noi satana? Să nu credeți că satana are ceva cu creștinii. Vai, vrea el neapărat să-și bată joc de creștini. Nu! Nu suportă ca un înger cu trup să fie mai plăcut lui Dumnezeu decât el care a fost înger fără trup. Asta îl deranjează. Cum adică Dumnezeu în toată plenitudinea Lui, în toată frumusețea Lui, în toată măreția Lui, vine să discute cu o curvă, cu un curvar, cu un tâlhar, cu un hoț, cu un bandit, cu un criminal și El care e înger cu El nu discute. Păi nu poate discuta dintr-un motiv. Curva se smerește. Și ca drept dovadă că nu e o minciună. Când Mântuitorul, un alt eveniment esențial întâmplării de a nici nu vreau să-l scap, când stătea în casa lui Simon Petru, așa, nu, alt Simon, deci era un fel de aghiotan, tot un fel de fariseu din ăsta, credincios, Simon Petru e apostolul Petru. Ce face? Ea intră pe sub masă, începe acolo să plângă în legea ei și să iude picioarele cu lacrimi, le șterge cu părul capului și la urmă avea ea puțin mir de asta într-un alabastru, un fel de căniță, probabil de asta mai tacticoasă, și îl toarnă pe picioare. Iuda a văzut și a explodat. Mirul ăsta trebuie vândut, banii trebuie dat săracilor, filantropia. Deci esența aceasta care duce ușor spre secularismul acesta modernist, cu tentă catolică. Hai să facem mult bine.
faci bine când e de făcut bine și faci rugăciune când e de făcut rugăciune. Adică Tatăl nostru și Împărate Ceresc fac parte din suflet, iar pâinea de pomană, sarmalele, haina, cearceaful, casa, banul, pastila, medicamentul, fac parte din partea trupească. Deci ajutorarea semnului și un turc, dacă pică apă, îl tragi de mână. Și un țigan, dacă pică în fântână, îl scoți afară. Și un japonez, un hindus, dacă pică într-o groapă, îl trage afară. Asta este umanitatea din noi. Dar partea mistică are altă treabă. Și atunci, femeia s-a axat pe această parte interioară. Bineînțeles, Simon s-a simțit primul jenat când a văzut ce, hai să folosim un termen, ce pietate falsă, vezi, Doamne, face și femeia asta, vine și se apropie de învățător, așa cu tupeu, fără socoteală. Bineînțeles că și-a și zis în gând, dacă ar fi știut ăsta, dacă ar fi fost Dumnezeu sau ar fi fost atât de mare, ar fi știut cine e asta. Și atunci Mântuitorul îi spune, am intrat în casă și apă pe picioare nu i-ai dat, cu unde lemn nu le-ai uns, ia cu lacrimi și cu părul capului a șters și cu mir spre îngroparea mea le-a pus, le-a uns. Și a spus, cui greșește mult să iartă mult? Deci asta să vă fie clar în minte întotdeauna și de aici vă spun întotdeauna la spovedit. Orică e un avort sau că 10, orică e o crimă, orică 10, orică e o țigară, orică e un vagon, orică e un porc, orică e o căruță de porci mâncați în post, la Dumnezeu tot păcat se cheamă. Deci n-are măsură că e puțin sau mult. Dar este taina iertării. Deci atâta timp cât Dumnezeu vrea să-L ierte pe îngerul ăsta cu trup, care e un parșiv și un ticălos și cade în fiecare zi și minte că se îndreaptă și iar cade și minte și iar se îndreaptă și iar minte și iar să vrea să se îndrepte, îl iartă că îi vede pocăința, lacrima și a spus, cui iubește mult, să iartă mult și cine greșește mult, iubește mult. Și așa este că cu cât te știi mai vinovat, parcă ai vrea acea povară să nu fie asupra ta. Iar Marele Mitropolit Antonie Plămădeală, trecut la cele veșnice, întrebat fiind odată la o conferință, în calitate de erar și om al bisericii, cum ați cântărit greșelile în viața dumneavoastră întâlnite pe parcursul activității? Și el a răspuns foarte frumos. Când am vrut să pedepsesc, am pedepsit cu omul din mine. Dar când am vrut să iert, am iertat pe seama lui Dumnezeu. Și am încercat întotdeauna să mă pun eu în postura celui care a greșit și ce mi-aș dori dacă aș fi în locul lui. Și atunci pot ierta foarte ușor. Adică, tu care judeci pe cel care greșește, îți vine lesne ușor să-l pocnești și să-i dai maximul de amendă sau maximul de pedeapsă sau maximul de închisoare sau maximul de ciomege sau maximul să iei averea, partajul, ce fac ei acolo. Dar dacă ai fi tu în locul lui, n-ai vrea să pățești așa. Ei, cum tu nu vrei să pățești așa, așa trebuie să faci tu lui. Și aici Mântuitorul a simplificat această acoladă matematică, acest exercițiu de algebră și a spus așa. Ce vreți să vă facă vouă oamenii, aceea să le faceți voi lor. Vrei să primești bună ziua? Dă bună ziua. Vrei să fii respectat? Respectă. Vrei să fii iubit? Iubește. Vrei să cinstești? Să te cinstești? Cinstește și tu pe alții. Și în felul ăsta vei avea liniște. Ei, în momentul în care femeia a făcut acest gest divin, ca să spunem, Mântuitorul a spus, această faptă a ei și pomenire va rămâne în veacul veacului. De ce? Că până în zilele noastre noi avem iertare, nevoie de iertare al Dumnezeu. Nu e o clipă sub soare când noi suntem sfinți. Dacă cineva, inclusiv cel care vorbește, ar spune, a, noi nu avem păcate, am fi cei mai mari mincinoși, am fi cei mai mari ticăloși și dacă vreți, cei mai meschini. Deci nu e o clipă în viața omului când să nu greșești. Cu oftica, cu invidia, cu răutatea, cu mândria, cu persiflența, cu părerea de sine, cu înfumurarea, că cine-s eu și ce am eu și ce fac eu și ce dreg eu. Ei, Maica Domnului a fost lipsită de aceste slăbiciuni. Deci este singura persoană în umanitatea căzută care nu deține acest monopol negativ al răutăților, acest balast, acest rest pământesc. Și atunci Iisus a venit și s-a deșertat în ea, pentru ce? Să ne arate nouă că ceea ce trebuia să facă Eva,
în rai înainte de cădere, dacă ar fi fost să nască fiii după cuvânt și noi să fim totdeauna în trup îngeresc și să fim asemenea modelilor lui Iisus, a făcut ea ca femeie pământească născută din părinți căzuți. Și aici foarte frumos Grigore Palama folosește un termen minunat. Când a venit îngerul în templu și a intrat la Maica Domnului și i-a zis: bucură-te, cea plină de dar, Marie, Domnul este cu tine. Ea știa că mai fusese întrupări din astea, adică nașteri miraculoase. Auzise de bătrânul Ioachim și de Ana, care era tatăl ei. Auzise de Zaharia și Elisabeta, de Avram și de Sara. Dar acum era o noutate pentru Maica Domnului că nu știa un lucru. Băi, cum și fără sămânță? Cum și fără sămânță? Asta era noutatea. Deci, în rest, știa Scriptura. Era la curent cu toate. Dar în clipa în care i-a spus îngerul: puterea celui preanalt te va umbri, Duhul Sfânt va veni peste tine, iar pruncul ce se va naște din tine, Sfânt se va chema, pentru că era Iisus Hristos, era cuvântul veacului, veacurilor, deci mai înainte toți vecii, în clipa aceea și-a dat seama de miracolul dumnezeirii, deci de taina necuprinsă de minte. Nici noi nu putem cuprinde. Dacă îi spui la un om de știință, iei un cibernetician sau un genetician sau un medic de ăsta de specialitate înaltă și îi spui că o femeie a născut fără sămânță, el îți spune: este imposibil. Ei, cei cu neputință la oameni este în puterea lui Dumnezeu. Și mergând mai departe, de ce trebuie Maica Domnului să fie aici astăzi la Florii? Ea este de față la intrarea în Ierusalim, pentru că, să știți, de fapt și de drept, noi o cinstim ca pe o sărbătoare a bucuriei, dar Iisus o cinstea ca pe o sărbătoare a durerii. Deci pruncii cântau, cum spune, și cu stâlpări într-o pară în mână, și cântau toată lumea, cu mic, cu mare: Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Dar Iisus ce vedea dincolo de această... Ce vedea Iisus dincolo de această laudă? Moartea Lui! Peste câteva zile, aceiași oameni minunați, care acum îl aclamau în mână cu stâlpări, ce făceau? Aveau să strige cât îi ține gura: răstihnește-L, 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 dă-ne-L pe Varava, pe Hristos, răstihnește-L, sângele Lui asupra Lui și a neamului nostru. Vă dați seama ce a ieșit din gura lor? Câtă tâmpenie a putut să emane mintea lor în furia oarbă indusă de cine? De un popor prost manipulabil. Deci dacă la televizor mâine se dă că unul a greșit, toată lumea, fără să-l cunoască cine-i, atât ar știu să facă. Dar nu gândesc. În vremea aceea nu era manipulare mass media. Manipularea era direct din mâna arhiereilor Vechiului Testament, care au spus așa: aci, să vedeți, act de demnitate și de convingere. Acesta hulește! Părintele nostru Solomon în 40 de ani sau 45 de ani a făcut templul acesta și el a spus că îl dărâmă și îl face în 3 zile. A spus că e Fiul lui Dumnezeu și așa a sfârșiat arhiereul hainele. Ei, vă închipuiți câtă imagine de victimă și câtă imagine copleșitoare a putut să creeze acel arhiereu, în ciuda și în mânia lui față de poporul fanatic, pentru că voi nu știți, iudeii nu au aceeași credință cum o avem noi. La noi, la ortodoxi, credința e fățarnică. Aci îți curg lacrimile, aci dai cu parul, aci ești tot pâinea lui Dumnezeu, aci dacă spică nu ierți și strângi de gât, n-au genul acesta, ei sunt uniți între ei. Pentru ei legea de credință e lege, dacă e sâmbătă, apoi nu merge nici semaforul, nici tramvaiul, dacă e sâmbătă el nu face nici paș, nu trage nici apa la toaletă, își rupe hârtia de vinerea. Deci au alte legi. Ei, la noi facem duminica și rufe în mașina de spălat și mâncare la bucătărie și hrănim și vacile și măturăm și curtea, o dăm și florile, dăm și cu aspiratorul și pe la 11 mergem la biserică, îți dăm un pomelnic să nu-ți termine slujba. Nu e așa. Când arhiereu a spus că acesta hulește, păi tot poporul s-a înverșunat și a sărit asupra lui Iisus. Ei,
Iisus știa acest lucru și îl vedea, pentru că era Fiul lui Dumnezeu. Știa ce avea să urmeze. Deci când s-a rugat în grădina Ghețimani cu lacrimi de sânge, nu s-a rugat că se temea de moarte. S-a rugat pentru îndărătnicie, că dacă citim în cartea Scripturii acolo pe la Levitic, o să vedeți că este însemnat ceva frumos. De ce Iisus a intrat smerit în Ierusalim? Așa spune, smerit și blând. Smerit a arătat că n-a intrat, fiți atenți, două distincții simple, n-a intrat încărecând măgarul ostășește, deci picior peste, dincolo de picior pe spinarea calei, în semn de războinic, ci s-a așezat șezând pe mânzul asinei, cum ai sta pe o margine de bancă. De ce pe mânzul asinei? Pe mânzul asinei pentru că era simbolul sălbăticiei, simbolul necurăției și simbolul celei mai nărăvașe făpturi. Deci asina aceasta e un fel de căluț sălbatic, cum îți măgare la noi așa un fel de catâr, care ei crescând prin pustiul iudeii, dacă vrei să prinzi mânzul ăla e ca argintul viu, nu poți. Dar iată că mânzul acela s-a smerit și a stat prins să stea Iisus pe el, deci era cum ar fi un căluț de ăsta, un măgăruș de 2 ani, dar care încă n-a fost învățat să ducă omul călare. Și ați avut ocazia să vedeți prin hipodrome. Sar, aruncă, răstoarnă omul, zvârlă, îl mușcă, au tot felul de apucături. Nu, acesta nu. S-a smerit că avea pe împăratul făpturii pe el. De ce, de fapt? Își simțea pe cel ce l-a creat, că așa era făptura. De ce spune? Că a cunoscut asinul este a stăpânului său, dar Israel nu m-a cunoscut pe mine. Deci vedeți ce frumos spune în Scriptură. Și în momentul în care Iisus a intrat în Ierusalim pe acest mânz, simbolul smereniei și a umilinței, el de fapt nu era umilit. Deci el nu era umilit că era pe mânz. Era umilit că știa ce gândesc cei care acum strigă în gura mare, Osana, binecuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Dar de ce era binecuvântat? Le-a vindecat șchiopii, le-a vindecat orbii, le-a vindecat muții și surzi, le-a scos demonii din îndrăciți, i-a hrănit cu pâine, le-a mulțit pâinile și pești, i-a vindecat de boli și de neputințe, de scurgerea de sânge, cu mâna uscată, femeia gârbăvă, nu mai îi luăm să repetăm Scriptura. Era cel mai bun, nu-i mai costa. Vedeți, acum trebuie să dai 5 lei mai nou să te consulte medicul. Hristos îi consulta gratis. Hristos îi vindeca gratis. Nu plăteai pansamentul, nu plăteai anestezistul, nu plăteai specialistul, chirurgul. Nu. Ungea cu ochi și se vedea vederea. Îl lua de mână și se făcea mâna verde înapoi, vie. Și aveau nevoie de așa un împărat. Dar ce fel de împărat? Ei vroiau un împărat pământesc, care să dea la o parte stăpânirea romană. Și de ce vreau să dea la o parte stăpânirea romană? Erau ofticați că stăpânirea romană le împiedecau anumite răzvrătiri și nebuniele lor, pentru că ierusalimitenii, când au venit și au ocupat Ierusalimul iudeii, erau pe triburi. Îs 12 seminții în neamul lui Israel. Și se băteau ca draci între ei, care și cum să ocupe Ierusalimul. Și atunci, sigur că era nevoie, deci, de o putere stăpânitoare. Deci, așa s-a întâmplat, așa era să fie. Deci, așa a mers cursul istoriei pământești, care n-avea treabă cu Dumnezeu. Și atunci ei ar fi vrut din nou, cum e și astăzi, ei să bată între ei acolo, ei să împușcă, ei să iartă, ei să ceartă, ei să unesc, ei să răzvrătesc, nu-i știe nimeni ce vrea. Și atunci Iisus a văzut un lucru extraordinar de frumos pe care îl consemnă Evanghelia. Mulți dintre oameni își aruncau hainele pe cale sau aveau stâlpări în mână, simbolul virtuții. Aruncarea hainelor pe cale este plecarea sufletului în fața lui Hristos. Dar ei nu-și plecau sufletele, ci doar se plecau formal și fățarnic. Tocmai de aceea, la unul din Sfinții Părinți, la, parcă la Grigorie de Nisa, nu știu exact, este consemnat în texte noi, la texte vechi, a Mitropolitului Antonie Plămădeală spune așa: cine este trist de florii în Ierusalim? De ce? Era vorba de Iisus care vedea cu Duhul calvarul săptămânii patimilor. Deci avea să întâlnească ce? O mamă zdrobită, o mamă care va întreba: vai fiul meu, cum ție una ca aceasta? De ce?
Deci și Maica Domnului se va îndurera la pretoriu când îl va vedea scos pe Iisus, bătut și schingiit și pus cu hlamidă și pus cu cunună și pus cu cruce în spate și bătut în bice și bătut în ciomege și lovit și plin de sânge. De ce? Nu înțelegea de ce. De ce fac ei asta? Doar au, cum a spus Mântuitorul, deci în clipa în care au venit să-l sărute și să-l vândă și în clipa în care au venit să-l lege și să-l ducă, Mântuitorul i-a întrebat, de ce veniți ca la un golan, ca la un hoț? De ce veniți? N-am fost toată ziua cu voi în templu, nu eu v-am învățat, nu cu mine v-ați întâlnit, nu noi ne-am văzut în fiecare zi? Deci, înverșunarea a fost atât de tactică și atât de subtilă, încât cuvântul arhiereului a mers până a lovi în sentimentul subtil al nației evreiești. Dacă nu-l omorâm pe acesta, ne pierdem neam. Deci ați văzut ce înseamnă sângele de neam. Aici era vorba de patriotism, cum facem noi. Dacă vine unul străin să ne învețe ceva de bine, cum? Dar noi suntem români, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul, Mircea cel Bătrân. Dar când îi se prășește ogorul, când îi se scurăți copacul, când îi se strepari gardul, când îi se asfaltezi strada. Nu, dar de ce? Da, lasă, ăștia-s de la PNL, ăștia-s la PDL, n-are voi, lasă mandatul celălalt. Deci, noi ca draci ne mâncăm între noi, dar când e vorba de un bine comun, nu primim. Așa și ei erau. Nu conta neamul lor să dăinuiască. Deci nu conta că era bine sau era rău. Și ați văzut Pilat în neputința lui, că apare și acest personaj în istoria răstignirii, a încercat în mod finuț să oprească această crimă organizată, că așa s-a numit. Calvarul lui Iisus a fost o crimă organizată. Căutați, există o carte, se cheamă Procesul lui Iisus. Nu știu de cine e scrisă, dar e foarte frumos explicată. Se găsește acum mai nou. O să vedeți acolo. În momentul în care Pilat și-a dat seama de ura și de răutatea lor asupra lui Iisus, a încercat mai multe variante. Întâi le-a spus, iată omul. În sensul de a-i convinge. După aceea le-a spus, poate vreți să vă eliberez vreun... Uite, e un obicei la noi, să eliberăm un deținut. Și a luat pe cel mai periculos, deci țineți minte, pe cel mai periculos bandit al secolului, hai să folosim noi cum era pe vremuri, coroi sau, mă rog, alți bandiți din ăștia, modern, să spunem unul de ăsta, un criminal în serie. Și ce a zis? Uite, îl scot pe ăsta și pe Iisus. Poate reușesc să fac o comparație în mintea lor. Înnădușeala și întunecarea minții i-a dus până a spune, nu! Pe ăsta să-l liberezi, pe Iisus să-l răstihnești. Deci au ales rău în locul binelui. Deci în atâta înverșunare. Și atunci Pilat a mai încercat ultima formulă. Ea se spune că este formula trădării și a compromisului, dar Pilat ar fi încercat prin ea pentru ultima dată să simuleze un act de umanitate față de acest Iisus. Noaptea soția lui l-a visat pe Iisus, i s-a arătat în somn și ea s-a sculat din minecioară și i-a spus, tu să nu faci niciun rău dreptului acestuia, că eu am pătimit foarte multe în vis de la el. Mă rog, o chestie de conștiință, cine știe ce semne au oamenii premoniții. Orice stăpân are o stăpână în spate, știi? Adică dacă nu-i secretar, ai soția. Dacă nu-i soția, e o adjunctă, e o contabilă. E cineva în spatele firmei care îți spune, nu, aici faci așa și aici faci așa, indiferent ce deștept ai fi tu. Deci ai un colaborator la umbră. Și el a ținut cont, a cerut apă, s-a spălat pe mâini și a spus, vedeți ce frumos... Vedeți ce frumos a rostit? Formula împăcării conștiinței, propriu-zis, vrea să pară. Nevinovat sunt de sângele dreptului acestuia. E un răspuns indirect. Nevinovat sunt de sângele dreptului acestuia. Și aici, după aceea, ca să îi inculpe, le-a și spus formula magică. Judecați-l voi după legea voastră. Adică dacă vreți să-l omorâți, omorâți-l, vă privește. Nu-i treaba mea. De ce vroia?
Ținea în primul rând la prestigiu pretoriului roman, de a nu încărca conștiința că armatele romane sunt incorrecte, să apară mai târziu vreo răzmeriță, să îi se ridice din nou Irod în cap, pentru că deja era stricat cu Cezarul, nu se mai suportau între ei și aveau duh rău. Și atunci și aceștia au profitat și au spus: dacă nu vei respecta porunca Cezarului, noi știm că ești prieten al Cezarului, adică tu nu îndeplinești porunca, că în momentul când l-au dus la stăpânirea romană mai înaltă, au spus: mergeți cu el la guvernatorul locului. Cum te-ai duce la București, la președinție, și spune: da, mergi că aveți prefect în Iași. Același lucru au făcut. S-au spălat pe mâini. Și ăla și-a dat seama și erau recunoscuți iudeii pentru parșivenia lor. Ei, în momentul în care s-a ajuns în punctul acesta, deci Iisus a rămas în mâinile răului. Dar ce se întâmplă? Spune și Ioan Gură de Aur, spune și Maxim Mărturisitorul și alți sfinți părinți: ura și răutatea lui Irod, asta, ura și răutatea lui Ana și Caiafa, l-au băgat pe Hristos în centrul istoriei și pe noi în miezul creștinismului. Deci, Ana și Caiafa nu și-au dat seama că ucigând pe Hristos răsar creștinismul. Deci, de fapt, împlinesc scripturile, împlinesc cele ale legii. Și de aceea Iisus, la intrarea în Florii, cu toate că a văzut haine plecate, că a văzut stâlpări, că a văzut cântări, nu l-a impresionat nimic. Pentru că de mâine seară, deci noi vom comemora cu fiecare seară în parte prindenile acestea, slujbe de seară sau, cum se spune, cântări de amintire, cântări de laudă, ode de umilință, cum vrem să le spunem. Vom trăi semnificativ, la mod simbolic, fiecare suferință a lui Iisus, care va începe de luni și până sâmbătă, până în sâmbăta învierii, deci când va fi mormântul pecetuit, iar la mezul nopții, făcându-se strigare, Hristos va învia. Deși Sfânta Lumină la Ierusalim vine în mezul zilei la ora 2, la vecernea, când se cântă Lumină Lină, ca să știți. Deci de ce să face ziua? De ce să face ziua acest lucru? Pentru că Hristos este Domnul zilei. El a spus, este foarte frumos în Evanghelie: nu mai umblați în întuneric, umblați în lumină până când mai aveți lumină. Că cei ce umblă în lumină știu unde merg și sunt fiii luminii, iar cei ce umblă în întuneric sunt fiii întunericului sau ai pierzării. Deci de aceea Sfânta Lumină de data aceasta, în secolul nostru creștin, dacă vreți, că suntem în 2000 de ani de creștinism, vine duminica la vecernie întotdeauna între ora 1:30, deci nu are un ceas fix, ca să spună că e o contrafăcătură, deci între 1:30 și ora 2:21 apare, deci acel foc, nu știu dacă mai țineți minte, a fost și un CD-ul făcut, vi l-am dat, filmat de o preoteasă necredincioasă care se dusese la Sfintele Locuri și a spus: ia că am să văd eu cum e și cu lumina asta, că de prostii m-am săturat, că eu sunt preoteasă și n-am văzut minuni, spune Doamna când merge la Sfintele Locuri. Cine o învrednicește și cum rânduiește să intre cu camera în Sfântul Mormânt? Și în momentul când ajunge la momentul final, acolo ăia urlau, se rugau, sunt niște ritualuri de astea arabice, creștine, bataia din dobe, din surle, e un vacar în general, e o nebunie, armată, se calcă unii pe alții. Asta e venirea luminii, un fel de bâlci. Dar nu bâlci în sensul că se înjură. Toată lumea se roagă în limba lui acolo, fiecare spune ce-l taie capul. Și deodată s-a făcut în tavanul bisericii pe ciment ca niște fulgere, s-a aprins așa ca un ghem de jăratec și s-a întins toată bolta bisericii și este filmat frumos pe DVD, care ați mai fost pe la Bârnăva anul trecut, țineți minte când v-am mai dat CD-ul. Deci s-a văzut cum ardeau pereții, cum se întindea flacăra respectivă și apoi intră prin ferestrele Sfântului Mormânt și se duc și aprind vata de pe Sfântul Mormânt, care când s-a spus că e fosforescentă, când s-a spus că e imbibată cu o anumită soluție care în contact cu oxigenul ia foc, tot felul de prostii. Ar trebui să înceapă să miroasă sulf, ar trebui să înceapă să miroasă bioxiz, a carbon, dar nu miroasă nimic. E o lumină străvezie, frumoasă, pe care o palpez,
o pui pe barbă, pe haine, pe mâini, te dai pe față și nu arde. După 5 minute își prinde calitatea normală de lumină obișnuită. Și mai mult decât atât, străjerii Sfântului Mormânt, deci nu sunt preoții ortodoxi, ci străjerii Sfântului Mormânt, când vin și sigilează Sfântul Mormânt, sunt arabi, deci de religie musulmană, sunt iudei de religie mozaică, deci din religiile astea colaterale, cu jandarmi, cu armată, cu tot, vin și să uită, verifică să fie mormântul frumos gol, că nu e nimic decât o piatră de vreo 2 metri și lată de 1 metru, în care sunt câteva candele și flori, să strânge tot ce-i flacără, nu se lasă absolut nicio sursă de foc, iar patriarhul intră cum se duce acasă, soțul în baie, are pe el un fel de izmene albe, pentru că așa e regula Vechiului Testament, să nu intri gol în biserică, și o cămașă mare ca un stihar pe el și intră acolo gol, goluț, fără altceva, și se roagă. Deci nu cu buzunărele, nu cu ascunzișuri, nu cu nimic. Și în momentul în care apare momentul Sfintei Lumini, toată biserica se umplă de lumini și de fulgere și așa mai departe. Deci semnul bucuriei că Dumnezeu ne-a primit încă un an de zile și ne-a mai suportat încă un an de zile și ne-a mai tolerat încă un an de zile și ne-a mai iubit încă un an de zile. Și acest semn al Sfintei Lumini este și un semn al împăcării cu Divinitatea. De ce v-am povestit toate acestea? Praznicul intrării în Ierusalim este de fapt semnul intrării Mântuitorului spre patima de bunăvoie. Deși facem vieri peste învieri și deși va face învieri peste învieri, că și morții vor învia și sfinții au înviat morți, deci covârșitoare rămâne credința. Deci nimeni nu poate face o înviere artificială. Chiar nici la resuscitare, când te pune medicul în terapie intensivă sau când te pune acolo la camera de aparate, când te montează la tubulatura aceea și îți dă să respiri artificial, și acolo spune, să vedem ce-o da Dumnezeu. Deci ei te intubează, te pregătesc, dar respirația și viața ți-o dă Dumnezeu atunci când sunt accidente groaznice. Dar cu atât mai mult, acest Hristos bătut, schingiuit, chinuit, băgat în mormânt, turnat peste el miruri, învelit în cearșafuri și în velnițe din acestea de in, stat cu piatra deasupra și mai mult decât atât. Deci nu uitați că la stația a patra sau nu, la stația a patra, deci a treia sau a patra oboseală, deci unde a îngenunchiat și a căzut cu palma în pământ, n-a mai avut măcar putere să ducă crucea ce a dus-o Simon din Cirene și mai mult decât atât, după ce l-au adus în incinta, astăzi este incinta Bisericii Sfântului Mormânt, atunci era sub dealul Golgota, deci la locul de unde trebuiau, de unde au ajuns la cu crucea până să-l bată în cuie, el nici nu mai mergea pe picioare, era în starea aceea de leșin și l-au târât până la a-l pune pe cruce și apoi l-au și însulițat în coastă, deci închipuiți un om rănit, terminat, mai vii și-i bagi și fierul ăla în coastă și curge sânge și apă. De ce v-am amintit toate aceste lucruri? Mi-a plăcut expresia unui preot care după ce a fost la Ierusalim a zis, băi, zice, până acum vedeam învierea așa, zice, ca un fel de teatru, zice, acum chiar mă ia spaima, zice, acolo a fost crimă, a fost crimă în toată regula, dar a fost o crimă a umanității asupra divinității, cu efect invers. Cu cât a urât mai mult lumea pe Dumnezeu, cu atât mai mult a iubit Dumnezeu lumea, că așa a spus Iisus Hristos. Așa spune Scriptura. Aceasta e viața veșnică, ca lumea să te cunoască pe tine singurul și adevăratul Dumnezeu și pe Iisus Hristos care l-ai trimis în lume să ne mântuiască pe noi. Și atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe unicul său fiu l-a dat la moarte, și ce frumos spune, și încă ce fel de moarte. Moarte pe cruce, deci cea mai mizerabilă, cea mai jignitoare, cea mai umilitoare, și voi știți că era o regulă în Imperiul ăsta roman, răstihneau pe rupte orice problemă era, pentru că le plăcea să-i vadă cum se chinuie bătuță în cuie. Ei, această răstihnire a lui Hristos n-a fost o piesă de teatru. Închipuiți-vă că ce a încercat Mel Gibson să prezinte în pelicula aceea cinematografică e doar o umbră, nici nu miroase,
Deci aceea ce a fost în realitate Calvarul Crucii, deși unii au rămas marcați, oarecum după ce au văzut filmul și un simplu film i-a mișcat sufletește și i-a întors spre dreapta credință, dar trăind tu personal, deci trăind tu personal, nu trebuie să-ți bați un cui în palmă, dă-ți un ciocan peste un deget și simți efectul răstignirii amplificându-l la 1000 de ori. De ce? Cuiul a trecut prin carne, a străpuns venea, a străpuns oase, a intrat în crucea de cedru care era cum este jarul la noi, a intrat, l-a îndoit, deci repet, l-a îndoit și mai țineți minte că în momentul când a ridicat crucea, tot trupul s-a sprijinit în mâini și în rani. Deci n-a fost așa un fel, hai să facem o anestezie, să vedem pe unde pătrundem cu pironul ca să iasă învierea celebră. Nu, dragă. Nu tablourile lui Da Vinci, nu picturile lui Michelangelo, nu picturile care le vedem noi în biserică. Uitați-vă la orice răstignire, oricât ar fi ea de îngrozitoare, totuși are un chip umanizat. Nu. Închipuiți-vă un cadavru pur și simplu bătut pe cruce. Pentru că Iisus era aproape mort, spune și psalmistul David, împuțitul sau rănile mele. Deci era tumefiat și pe deasupra mai făcea și infecție de la căldură. De ce v-am spus toate acestea? Ca să înțelegeți că Duminica Floriilor este ultima fereastră a lui Dumnezeu către lume ca învățător și este primul pas pe care îl face în cetatea Ierusalimului pentru începerea Calvarului Pământesc, dăruit de oamenii pe care i-a creat, de oamenii pe care i-a iubit, pe care i-a iertat, pe care i-a dezlegat, pe care i-a vindecat și i-a hrănit. Așa că dacă vreți ca religia creștină să triumfe, să împlinim cuvântul apostolului și evanghelistului lui Ioan, care avea 100 de ani aproape când a murit și nu mai ținea predici, ci spunea un singur lucru. Iubiți-vă între voi să cunoască lumea că sunteți ucenicii mei. Deci cu cât ne mâncăm și ne dușmănim și ne înrăutățim între noi, cu toate că luăm permanent din potir, nu avem loc în rai. Amin.